Primăria orașului Balș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de bucătar la creșa numărul 1 Balș. Candidații trebuie să aibă studii medii sau generale, atestat profesional de bucătar, curs de igienă atestat și minimum un an vechime ca bucătar. Concursul se va organiza conform calendarului următor. 10 martie, termenul limită pentru depunerea dosarelor, 21 martie, proba scrisă, 24 martie, proba interviu. Absolvenții Facultății de Teologie, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fiii duhovnicești ai Eparhiei Slatinei și Romanaților, cu binecuvântarea chiriarhului, căsătorii sau nu, susțin în perioada 28 februarie-2 martie examenul de capacitate preoțească. Acesta are loc la sediul Facultății de Teologie din Craiova. Candidații promovați vor solicita timp de un an de zile un post vacant de preot. Dacă în această perioadă nu sunt numiți într-un post de preot, trebuie să repete examenul. Institutul Național de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni. Meteorologii spun că vremea se va răci până pe 13 martie, iar precipitațiile slabe cantitativ își vor face simțită prezența în primele zile ale lunii martie și după 6-7 martie. Azi și mâine se vor înregistra temperaturi maxime în jur de 5 grade, apoi până spre 9 martie în medie de 7-8 grade, iar până spre mijlocul lunii martie de 12 grade. Nopțile vor fi reci cu minime termice cuprinse între minus 4 și minus 2 grade. Noul cod rutier a intrat în vigoare de ieri 27 februarie. Acesta sancționează comportamentul agresiv în conducere pe drumurile publice și impune amenzi cuprinse între 580 de lei și 725 de lei, plus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile. Se înăspresc pedepsele pentru încălcarea regulilor pe autostradă, se mărește perioada de suspendare la 120 de zile pentru neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată și depășirea vitezei maxime admise cu peste 70 de km la oră. De mâine, 1 martie, mamele vor primi mai mulți bani pentru creșterea copiilor. Pragul minim al indemnizației va ajunge la 1313,7 lei, în urma aplicării unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea ISR. Din 1 martie, indicatorul social de referință va ajunge la 525,5 lei, având în vedere că va fi indexat cu 5,1%, respectiv cu valoarea inflației din anul precedent.